Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou podcast despre absolut nimic. Podcast cu numărul 3. Da, 3. Astăzi m-am hotărât să vorbesc despre absolut nimic, după cum spuneam și în celelalte podcasturi, dar aș vrea să vorbesc despre un nimic care tot circulă pe internet de câteva săptămâni, chiar vreo 2 luni de zile, în legătură cu, și fiți atenți, ce înseamnă muncă. Ce înseamnă să muncești? Ce înseamnă asta? Pentru fiecare înseamnă, bineînțeles, diferit. Pentru că am văzut multe comentarii în legătură cu ce spunea, de exemplu, Dorian Popa, că pentru el muncă înseamnă ceea ce face el, vlogging și daily vlog și lucruri de genul ăsta online. După aceea l-am văzut pe Silviu Fire, care este unul dintre cei mai vizibili oameni care stau acasă și comentează despre alții, unul dintre cei mai cunoscuți părelologi de la noi, de prin România, din mediul online, care nu era de acord cu ceea ce spunea Dorian Popa în legătură cu munca. Păi, haideți să vedem care este situația, de fapt, care este situația reală și subiectiv, de fapt, să zic așa. Adică, pentru fiecare dintre noi, munca înseamnă, bineînțeles, altceva. Pentru că fiecare dintre noi a învățat, a studiat ceva, fiecăruia dintre noi îi place ceva sau îi place altceva, bineînțeles. Și în contextul acesta, nu putem să spunem că pentru unul a face daily vlog este muncă, iar pentru altul nu este. Și tot în același timp, putem să spunem că pentru unii a face daily vlog este muncă și pentru alții nu este muncă. Dar, privind obiectiv situația, pentru fiecare dintre noi, ce face el este muncă. Pentru că, dacă merg pe cele două exemple, ceea ce face Dorian Popa pentru el este muncă. Pentru că nu știu câți dintre noi ar putea ca în fiecare zi să își filmeze ziua, să facă tot felul de campanii de publicitate, să meargă la sală, să-și mențină o anumită imagine în societate pentru a primi tot felul de contracte. Să știți că nu este ușor să faci treaba asta absolut deloc. Sau cât de ușor ar fi pentru voi să, nu știu, să fiți ca Silviu Fire, să stați în fața unei camere, a unui microfon și să vorbiți despre alții. Pentru că pentru asta, în primul rând, îți trebuie timp. Deci nu ai cum să muncești altceva. Îți trebuie timp la dispoziție. Trebuie să te documentezi. Trebuie să ai răbdare. Și trebuie să ai grijă ce spui, ca apoi să nu poți fi, nu știu, dat în judecată sau să lezezi imaginea alte persoane sau alte lucruri de genul acesta. Pentru alții, să urci pe scenă este muncă, pentru că prin comparație cu unul care stă pe stradă și dă cu lopata, pentru el aia este muncă, pentru că pentru a urca pe scenă a trebuit să se pregătească ani de zile. Trebuie în fiecare zi să fie la un anumit nivel, să se mențină la nivelul respectiv. Trebuie să repete, să studieze, trebuie să fie în formă, să urce pe scenă. Și este o muncă, pentru că nu fiecare dintre noi poate urca pe scenă, pentru că este o emoție aparte. Trebuie să fii pregătit pentru acea emoție și trebuie să fii pregătit să o gestionezi, pentru că ea te poate doborâ sau te poate ridica. Și atunci când te ridică, te poate doborâ la un moment dat. Așa că pentru fiecare dintre noi este o muncă ceea ce face fiecare. Pentru cel care dă cu lopata pe stradă, la pământ și face gropi ca să ne pună canalizarea și apa, pentru el aia este o muncă, pentru că el face o muncă fizică. Dar, prin comparație cu filozoful care scrie cărți, am putea spune că nu e muncă, nu? Ba da, este muncă, pentru că filozoful care scrie cărți muncește cu creierul. El are o responsabilitate pe umerii săi în ceea ce privește lucrurile pe care le spune, le scrie, lucrurile pe care le implementează în mintea societății, în mintea oamenilor, în mintea viitoarelor generații. Munca pe care o face cel care dă la târnacop și la lopată pe stradă este mult mai practică și se vede imediat. Dacă nu sapă cât trebuie, nu se va pune canalizarea cum trebuie sau apa cum trebuie sau lucruri de genul acesta și după aceea poate se vor face infiltrații, poate va exploda, poate se vor face alte probleme, se va surpa pământul cu cineva și va muri. Poate el să moară în timp ce sapă, este mult mai practic. Putem compara munca celui care dă cu lopata cu ceea ce face Dorian Popa? Bineînțeles că o putem compara dintr-un anumit punct de vedere, pentru că cel care dă cu lopata nu ar putea să facă ceea ce face Dorian Popa decât poate după o pregătire lungă sau poate nici atunci. Dorian Popa poate să facă ce face cel ce dă cu lopata?
Sigur poate, la fel cum și cel ce dă cu lopata poate să facă ce face Dorian, dar și lui trebuie o pregătire, pentru că fiecare dintre noi face anumite lucruri pentru a câștiga bani. Și pentru fiecare acel lucru există responsabilități. Dorian Popa are responsabilitatea proprii sale imagini și apoi responsabilitatea a ceea ce spune, responsabilitatea oamenilor, mai ales a copiilor care îl ascultă. Cel de pe stradă care dă cu lopata are responsabilitatea efectiv fizică din momentul ăla să nu se întâmple ceva cu el sau cu cei care vor călca pe deasupra ceea ce face el sau lucruri de genul acesta. Putem spune în cazul acesta că munca unui, nu știu, unui artist nu este muncă pentru că, nu știu, un fizician face de fapt o muncă pentru că el descoperă lucruri care să ne fie nouă bine. Păi în cazul acesta putem să comparăm fizicianul cu IT-istul, nu? IT-istul ce face în momentul de față? Stă în fața calculatorului. Nu putem să punem absolut niciun fel de muncă pe un grad de superioritate sau un grad de inferioritate, pentru că fiecare muncește într-un anumit fel. Nu putem să diferențiem, de exemplu, după cum am zis, morarul, cel care stă la moară și vă face vouă grăunțele ca să puteți să vă faceți mămăligă din porumb, cu ceea ce face un politician. Pentru că ceea ce face cel de la moară nu poate fi comparat direct cu ceea ce face un politician, dar poate fi comparat cu gradul de responsabilitate sau cu faptul că acel lucru îi aduce lui bani sau cu faptul că el nu ar putea să facă ce face un politician. Toți putem să facem orice, dar pentru acel orice ne trebuie pregătire și pregătirea durează și poate să nu ne placă. Sau poate că nu avem răbdarea să facem acea pregătire, nu? Cel care este la moară nu poate să fie în momentul de față politician. Politicianul nu poate să fie morar pentru că nu are cunoștințele necesare. Politicianul o să vină să spună, domnule, eu am responsabilitatea întregului stat, eu trebuie să fac legi, eu trebuie să aprob legi, eu trebuie să citesc legi, eu trebuie să fiu acolo atent. Bine, fie vorba între noi, ei nu prea fac asta. Dar vorbim de principiu. Iar morarul vine și spune, domnule, lasă-mă cu legile, degeaba îmi dai mie legi, dacă eu aici la moară pun porumbul nu știu cum și nu iese bine mălaiul și omul nu va mai mânca mămăligă, va muri de foame, nu va mai face meseria pe care o face și țara se duce de râpă. Sau, nu știu, când arunc cu sacul acolo, mă dezechilibrez și cad și mă omoară malaxorul respectiv. Deci pentru fiecare munca este diferită. Putem să comparăm munca unui agricultor, de exemplu, ce face pe câmp toată ziua în arșița soarelui cu munca unui artist? Practic, nu o putem compara. Dar teoretic, totul merge comparat. Fiindcă cel care face agricultură se folosește de partea de IT. Iar cel care face IT se folosește de agricultură pentru că trebuie să mănânce, nu? Fiecare dintre noi are în această societate un rol. Nu am putea toți să fim mecanici de mașină, nu am putea toți să fim politicieni, nu am putea toți să fim artiști, nu am putea toți să fim IT-iști, nu am putea toți să fim influenceri, nu am putea toți să ne afișăm în fiecare zi viața pe internet, nu am putea toți să fim cel ce dă cu lopata pe stradă, nu am putea. Fiecare din aceste profesii au gradul lor de responsabilitate în ceea ce privește persoana care face acea meserie, acea profesiune și imediata lui acțiune. Așa că nu putem să spunem despre influenceri că ei nu muncesc, pentru că nouă ni se pare că nu muncesc. Dar gândiți-vă că oamenii aia trebuie să își afișeze în fiecare zi o anumită imagine și acest lucru poate să fie obositor de la un punct încolo. Pentru că dacă joci teatru și joci o anumită persoană, aceasta nu durează foarte mult, fiindcă obosești. Efectiv, obosești. Ca om, obosești. Ca entitate, obosești și nu mai poți și o să revii la persoana ta și atunci urmăritorii, oamenii o să-ți plece. Și în momentul ăla o să-ți plece și banii și contractele. Deci, este foarte greu să fii influencer pentru că în fiecare zi trebuie să fii tu, trebuie să fii natural, trebuie să oferi publicului ceea ce l-ai obișnuit să îi dai, nu? Și în momentul ăla este complicat. Trebuie să faci materiale video, trebuie să faci materiale foto, trebuie să le montezi, trebuie să le montezi ce durează, trebuie să ai aparatură pentru asta, trebuie bani pentru aparatură, nu?
Trebuie să ai un loc unde să faci lucrurile astea. Trebuie să le urci pe internet. Trebuie să vezi ce vrea publicul. Trebuie să-i dai, dacă vrei să-i dai ce vrea, dacă nu-i dai ce consider tu, cum fac eu, nu mă interesează ce vrea publicul, eu pun pe internet ceea ce vreau eu, când vreau eu, cum vreau eu, fără niciun fel de logică, fără niciun fel de resentiment. Deci să fii influencer poate să fie de multe ori mai greu decât a fi tinichigiu. De ce poate să fie mai greu? Pentru că tu ești mereu, mereu implicat și în tensiune. Tinichigiul, după ce a plecat acasă, de cele mai multe ori, în cele mai multe cazuri, vorbim de majoritate, nu vorbim de toți, în cele mai multe cazuri își termină programul sau acasă și are viața lui personală. E, influencerul nu poate să facă asta. Pentru că influencerul este într-un program non-stop. Artistul, de exemplu, are un program non-stop. Chiar dacă el pe hârtie poate are un program fix, să spun că este angajat într-un teatru, dar el este non-stop pentru că el este pe stradă, este văzut de oameni, el se afișează pe internet, este văzut de oameni, trebuie să aibă trebuie să fie atent la ce spune, trebuie să fie atent la cum face lucrurile, la ce fel face lucrurile, la cum se afișează, pentru că este în joc imaginea lui, este în joc imaginea instituției, este în joc imaginea colegilor lui, este în joc imaginea tuturor. Și este greu să menții aceste lucruri la un anumit nivel, pentru că obosești. Chiar dacă ești tu, obosești la un moment dat și nu mai vrei să faci lucrul ăsta. Prin comparație cu alte profesii, unde te duci de la, nu știu, 8 la 5 sau de la 10 la 7, la muncă, după aceea ai plecat și nu contează ce faci, ce spui, cum spui, pentru că nu are legătură cu profesia ta. Vii, îți faci treaba, ai plecat, ești în timpul tău liber. De asta, a fi influencer poate să fie mai greu decât a fi cel care sapă pe stradă sau a fi tinichiciu sau a fi mecanic. Pentru că influencerul nu are program. Influencerul este influencer non-stop. Bine, îi spunem influencer. Om care postează pe internet, de exemplu, și are anumite păreri și poate să influențeze alte persoane. Deci, în 2024, cum suntem acum, dar eu cred că întotdeauna ar fi trebuit să fie treaba asta, nu putem să ne catalogăm în funcție de ceea ce facem. Fiindcă aceasta poate duce doar la dezbinare și atât, nimic mai mult. Pentru că fiecare dintre noi, după cum am spus și mai devreme, are rolul său în societate. Fără unul din acești piloni, de fapt, nu poate funcționa societatea. Pentru că fără influenceri, internetul ar fi mort, fără mecanic nu ne-am mai repara mașinile, fără artiști nu ne-am mai bucura când mergem la un spectacol și n-am mai avea entertainment în viața noastră, distracție să-i spunem așa, fără, nu știu, animatori, cei care au grijă de copiii voștri, cei care vin la petrecerile copiilor voștri, copiii voștri poate n-ar mai fi fericiți în momentele respective, fără ingineri n-am avea construcții, fără IT-ști n-am avea evoluție tehnologică, nu știu, fără fotograf n-am avea poze frumoase, fără cei care filmează n-am avea clipuri și filme frumoase, fără actor n-am avea, după cum am zis, filme. Fără, n-am avea multe lucruri, da? Fără filozofi, n-am mai avea idei și concepții despre viață, despre lume, despre tot ce ne înconjoară. Fără astronauți, nu am mai avea ceea ce înseamnă cunoștințele despre spațiu. Fără politicieni, nu am avea state și fără ei, n-am mai avea ceea ce înseamnă astăzi societatea cum o cunoaștem. Pentru că vrem sau nu vrem, ei au dus mai devreme sau mai târziu lucrurile într-o direcție sau în alta cu societatea. Fără biserică am avea o dezbinare în societate, mai mult sau mai puțin. Aici este discutabil, bineînțeles. Deci, fiecare dintre noi are rolul său. De la preot, la artist, la sociolog, la filozof, la politician, la, după cum am zis, tinichigiu, la mașinistul de la teatru, la actor, la solistul vocal, la fotograf, la tâmplar, la olar, la șoferi, la șoferi. Chiar avem nevoie și de manageri, pentru că fără manageri n-ar avea cine să conducă masele de oameni. N-ar fi un punct de sus care să țină niște sfori să-i conducă, înțelegeți? Și zic să-i conducă, nu să le dicteze ce să facă, să-i conducă. Ăsta este liderul, nu șeful. Și aici putem să intrăm în alt subiect, diferența dintre lider și șef. Care e diferența dintre lider și șef? Păi este foarte simplu. Liderul cere întotdeauna, cere profit, cere bani. Cere bani, cere profit, cere profit, cere bani, cere bani, cere profit, stând acasă cu picioarele în sus sau venind la birou și stând cu picioarele pe birou. Liderul cere și el, dar liderul este mereu
în fruntea oamenilor săi și îi conduce, muncește cot la cot, dacă nu mai mult cu ei, pentru a-i conduce. Fiindcă atunci când faci treaba asta, ai tot dreptul să ceri. Dacă nu faci asta și doar ceri, ești un șef. Ești genul de șefuț din România care s-a trezit peste noapte, care o afacere, căreia i-a mers și acum avea profit din ce în ce mai mult. Și din păcate, de asta se termină toate afacerile, fiindcă au șefi și nu au lideri. Credeți că Apple s-ar fi dezvoltat și ar fi ajuns în ziua de astăzi ce este fără Steve Jobs, care era un lider? Care nu era șef, era lider, muncea cot la cot cu ei. Da, nu făcea el efectiv telefonul, nu făcea el efectiv softul, dar era acolo cu ei și muncea toată ziua. Și nu doar toată ziua, el și-a dedicat viața acestui concept pentru că a fost ideea lui, bineînțeles. Credeți că Bill Gates ar fi ajuns Bill Gates și Microsoft ar fi ajuns Microsoft dacă Bill Gates era doar șef? Nu, Bill Gates a fost lider. Churchill a fost șef? Nu, Churchill a fost un lider. Da, Churchill nu s-a dus cu arma și a împușcat naziști și ruși, nu. Churchill a condus, dar a condus și a fost implicat 24 din 24, 7 din 7 zile pe săptămână. Era acolo, gândea, avea întâlniri cu oameni, avea filozofii de viață, făcea lucrurile să meargă, nu stătea acasă și aștepta. Câștigați războiul! De ce n-ați câștigat războiul? Câștigați războiul? Ați câștigat? Hai, mai mult câștigați! Nu. Churchill a fost un lider. Înțelegeți? Și chiar mulți conducători dictatori au fost lideri. Fiindcă dacă nu ar fi fost lideri și doar ar fi cerut, oamenii nu ar fi achiesat la ceea ce doreau și gândeau ei, la ceea ce voiau ei, la ceea ce simțeau ei, la ceea ce aveau ei în cap. Bine sau rău, nu contează, dar nu ar fi achiesat dacă ei nu puneau osul la treabă la fel ca oricare om. Da, într-adevăr, spre finalul carierei fiecărui dictator, carieră, dacă putem să-i spunem așa, bineînțeles că el tădea cu craci în sus și doar cerea. Dar până acolo era cot la cot cu oamenii, cot la cot cu serviciile secrete, cot la cot cu armata, mergea printre ei, vorbea, avea discursuri, îi ținea în priză. Cum credeți că în Cuba Fidel Castro s-a menținut la putere atâți ani? Fiindcă a fost mereu printre oameni, era acolo mereu printre ei, mereu cu discursuri. Are și cel mai lung discurs de la ONU, de exemplu. Un om prost nu poate să țină atâtea ore oamenii la ONU să aibă el un discurs. Nu. Doar un om inteligent. Un om deștept. Un om care a citit. Un om care are, chiar dacă este dictator. Asta este cu totul altceva. Sunt niște nemernici, au făcut nemernicii. Fac și vor face în continuare dictatorii, cum este Kim Jong-il, un ăsta din Coreea de Nord. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre mecanismul prin care funcționează un lider. Înțelegeți? Deci dacă vreți să reușiți, nu fiți șefi, fiți lideri. Munciți cot la cot cu angajații voștri până la capăt. Nimeni nu spune să te duci să, nu știu, să sapi tu pe stradă cu muncitorul. Nu, dar fii acolo cu el. Nu sta acasă și cere. Fii acolo printre el, printre ei. Înțelege problemele, nevoile. Încearcă să aduci îmbunătățiri afacerii tale. Să vadă că faci asta. Fiindcă dacă tu nu ești acolo și doar îi ceri, el de ce să facă? Că face, că nu face, banii aia tot vin, nu? Mai devreme sau mai târziu. Asta este problema și în ceea ce privește, de exemplu, statul român, funcțiile la stat, oamenii care s-au angajat la stat. Ei au șefi. Înțelegeți? Ei nu au lideri, ei au șefi. Și având șefi, bă, timpul trece, leafa merge. Cam asta este situația. Și de ce să facă mai mult sau de ce să se complice mai mult dacă timpul trece, leafa merge? Nu, bani, tot ăia vin, chiar dacă se stresează mai mult, chiar dacă se stresează mai puțin. Nu? Exact. În concluzie, o primă concluzie, fiți lideri, nu fiți șefi. Și chiar dacă sunteți lideri, orice ați munci, totul are importanță. De la femeia de serviciu, care vă face curat, până la CEO-ul, cel care este pus să aibă controlul a toată compania voastră. Toți sunt importanți. Din punctul meu de vedere, toți sunt la fel de importanți. Pentru că dacă începem să facem tot felul de categorisiri de genul ăsta, ăla e mai important că ăsta, ăsta e mai important cu ăla, nu vom ajunge absolut nicăieri decât să facem o scară a valorilor greșite. Fiindcă fără o treaptă din scară,
nu pui piciorul și cazi, da? Ce e mai important pe o scară? Prima treaptă sau ultima treaptă? Sau bețele care țin treptele? Ce este mai important? Fără o treaptă pui piciorul și s-a dus totul. Chiar dacă sunt toate treptele, chiar dacă scara e stabilă și are și lateralele, nu? Dacă n-ai o laterală, e adio la fel. Este fix la fel de adio. Dacă n-ai treapta de jos, ce faci? Nu ajungi cu piciorul pentru treapta următoare. Dacă n-ai ultima treaptă, ce faci? Degeaba ai urcat până acolo, dacă ai pe ultima. Așa este și în ierarhiile astea din companii, din orice fel de companii, chiar de stat, chiar privat, cât de mici ar fi, cât de puține angajați ar avea sau mulți. Despre asta este vorba. Despre trepte. Fiecare treaptă este importantă. Fără femeie serviciu ar fi mizerie, fără CEO, oamenii ar fi pierduți și nu ar ști ce și cum să facă. Chiar dacă ei, pe domeniul lor, sunt foarte buni. Înțelegeți? Degeaba CEO-ul este bun și controlează pe oameni dacă nu are unul important, nu știu, la contabilitate. N-are un contabil bun. E degeaba. E degeaba, cifrele nu vor fi reale sau vor fi făcute prost și vor avea multe probleme. Nu? Nu am dreptate? Dacă portarul nu este bun dintr-o companie, portarul, ăla care vă dă drumul, poate să intre un nebun și să vă omoare sau să vă înjunghie, nu? Poate să se întâmple tot felul de lucruri de genul acesta. Fiecare este important dintre noi. Șoferul care te aduce cu Uber, Bolt sau taxi sau ce mai fi până la muncă sau de la muncă acasă sau oriunde, dacă nu conduce bine, tu mori. Nu? Faci un accident și mori. Și ce rezolva dacă el nu este bun și dedicat. Și tot așa putem să o ținem până mâine dimineață. Din punctul meu de vedere, toți suntem importanți în ceea ce facem. Toți. Orice am face, oricât de puțin, oricât de mult. Din punctul meu de vedere, și cei care nu fac nimic sunt importanți, pentru că așa noi putem să vedem adevărata fața societății și noi putem să ne uităm la ei și să spunem așa nu. Așa nu. Sau să te uiți să spui de ce a ajuns omul în stadiul ăsta? Care au fost motivele? Ce s-a întâmplat? Statul e de vină? Societatea e de vină? Filozofia statului? Filozofia socială? Democrația? Dictatura? Ce este de vină? Ce l-a adus în stadiul respectiv? Ce l-a adus să joace la jocuri de noroc, să-și piardă banii? Ce l-a adus să se drogheze? Ce l-a adus să plece din atâtea instituții, corporații? Ce l-a făcut și l-a determinat să fie în stadiul respectiv? Pentru că fiecare dintre noi are o poveste în spate și niciuna, dar niciuna, nu este de neglijat. Și dacă ne uităm la povestea fiecăruia, vom găsi explicații. Fiecare om de pe stradă pe care îl vedeți are o poveste, are o viață. N-a ajuns acolo că și-a dorit el. Dom'le, vreau să fiu boschetar, eu vreau să nu mă spăl, eu vreau să dorm pe străzi în frig sau căldură, eu vreau să mă arate lumea cu degetul, eu vreau să cerșesc că mie așa îmi place. Nimeni nu-și dorește asta. Și dacă cineva își dorește asta, atunci își merită soarta. Și nici ăla nu își merită neapărat soarta, fiindcă și el poate își dorește asta din anumite principii sau i s-a întâmplat anumite lucruri în viață și vrea să facă asta pentru că s-a săturat. De ce s-a săturat? Din anumite cauze. Noi trebuie să analizăm cauzele respective, noi ca societate în general, ba chiar și ca indivizi personale acasă la noi, să ne gândim de ce s-a întâmplat aia. Oare de ce s-a întâmplat aia? Pentru că nimic rău nu se întâmplă din ceva bun. Nu. Războiul nuclear nu vine dintr-o bunătate a conducătorilor acelor țări care vor să ne omoare. Că ce spune? Dom'le, o să ajungem cu toți în rai și o să fie mai bine în rai, nu? Nu. Nu vine. Vine dintr-o răutate, vine dintr-o dorință de mai mult a unora, de a căpătui mai mult. Pentru ce? Globul tot ăla este. Noi toți ăștia suntem. Dacă vor să ne omoare, măcar să ne omoare, să știm una și bună, nu? Dar de ce să ne chinuie? Așa că nimic rău nu vine din ceva bun. Tot ce este rău vine tot din ceva rău, de undeva din trecut, de undeva din spate, la toți dintre noi. Dar invers nu se aplică. Tot ce este bun poate să vină din lucruri rele. Nu neapărat tot. Multe lucruri bune pot veni din lucruri rele. Pentru că dacă ți-a întâmplat ceva rău, sau ai făcut ceva rău, îți poți da seama și după aceea poți să faci acel lucru de 1000 de ori mai bine sau să fii mai bun. Înțelegeți? Dacă ai ieșit ieri pe stradă cu iubita ta, ca bărbat, de exemplu, și ca bărbat născut bărbat, nu care s-a transformat în bărbat, ăla care s-a născut băiat cu cuc, la asta mă refer, da? Ok, am stabilit. Deci, tu ca bărbat ieși pe stradă cu iubita ta, te-a enervat unul, nu știu, că s-a dat la iubita ta sau i-a făcut un compliment urât, prost, porcos de față cu tine și i-ai dat un pumn în față, că ești tu smart doi, și ăla a căzut cu capul de
bordură și a murit. Legitima apărare, nu știu ce să zic, să spunem. Faci închisoare, ieși după 20 de ani și îți dai seama că ce ai făcut nu este bine. Îți faci o nouă iubită, ieși pe stradă cu ea, se dă unul la iubita ta, îi face complimente disgrațioase, urâte, porno erotice, scârboase și în momentul ăla tu nu mai dai un pumn omului respectiv. Îl ignori. Și mergi mai departe. Că până la urmă, care e problema? A zis niște lucruri. Treaba lui. Poate să zică ce vrea, cât vrea, cum vrea. Atâta timp cât tu nu ești așa, nu te simți așa, nu crezi lucrurile respective sau ea nu crede, nu simte, nu este așa. Ce îmi pleca mai departe? Omul a trăit, tu ai rămas în libertate, ai rămas cu iubita ta și totul este bine. Și ai făcut lucrurile mai bune. Și poate ai dat și o lecție aceluia care a făcut acele glume proaste. Pentru că ignoranța ta poate a trezit un sentiment de... Nu știu cum să vă zic. Un sentiment de repulsie față de ceea ce a spus. Și își dă seama și spune, păi da, de ce am spus aia? Oare e bine? Dacă nu m-a băgat în seamă, oare am dreptate sau nu am dreptate? Și face lui niște semne de întrebare în minte. Deci, răul nu vine din bunătate. Vine tot din răutate. Dar bunătatea poate să vină din răutate. Așa că nu mai fiți, nu mai fiți răi cu alții care fac altceva decât voi, doar pentru că voi considerați că aceea nu este muncă, că aceea nu este o meserie, că ceea ce fac ei nu este demn de a câștiga bani. Dacă voi considerați asta, apucați-vă și voi și faceți treaba respectivă. Că nu este greu. Este o societate liberă, momentan, bine, liberă. Să spunem liberă. Este o dictatură cu față de democrație. Dar, măcar fața asta de democrație ne dă posibilitatea să spunem, să facem anumite lucruri, da? Cu limite, da? Ne dă. Așa că, vreți să fiți influenceri? Cine vă oprește? Aveți un telefon? Oricât de prost ar fi, apucați-vă să vă filmați. Apucați-vă să postați. Nu vă oprește absolut nimeni. Vreți să fiți inginer? Duceți-vă și apucați-vă și faceți școala și fiți ingineri. Vreți să fiți artiști? Duceți-vă, dați examen la UNEATC sau la oricare facultate de actorie sau la facultate de muzică și fiți artiști, dragilor. Dacă voi credeți că a cânta la un instrument este ușor sau a cânta vocal este ușor, apucați-vă. Dacă vreți să fiți fotografi, apucați-vă. Dacă vreți să fiți contabili, apucați-vă. Dacă vreți să fiți actori, după cum am zis, apucați-vă. Nu știu, orice. Dacă vreți să fiți tâmplari, apucați-vă. Și după ce vă apucați, abia atunci să spuneți că aia nu este muncă. Da? Dar să o faceți la nivelul la care o fac oamenii respectivi. Nu. Până eu am apucat, o săptămână, două, nu mi-a plăcut și am zis, da, aia nu e muncă. Nu. Faceți-o constant. Fiecare zi. Fiecare zi. Fiecare zi. Fiecare zi. Săptămâni. Luni. Ani. Poate zeci de ani. Și apoi să spunem, domnule, ce face Capatos la Antena 1 seara? Dom'le, aia nu-i muncă ce face omul respectiv. Dar faceți și voi. De ce nu faceți și voi? Ce, că n-aveți cum să intrați la televiziune? Faceți pe internet. Aduceți toți nebunii la emisiune. Încercați să stăpâniți emisiunea. Încercați să-i stăpâniți, să nu vorbească urât, să nu vă luați amenzi. Și trăiți cu asta în fiecare zi. Dormiți puțin, poate. Încercați să găsiți invitații. Încercați să-i faceți să vină la emisiunea voastră. Faceți asta. Găsiți subiecte după aia în emisiune să vorbiți. Încercați să nu aveți trac în fața camerei. Încercați ca în fiecare zi să aveți un subiect de discuție. De ce nu faceți asta? Ha? Vedeți? Despre asta este vorba. Orice face fiecare dintre noi este important. Fiți lideri, nu fiți șefi. Orice rău vine din rău, nu din bine. Dar orice bine sau multe din lucrurile bune pot proveni și din chestiuni rele din trecut. Sper că astăzi Deci sper că astăzi v-a plăcut acest nimic despre care am vorbit și sper să vă uitați măcar 20 de persoane cu mine. 22, pentru că mai am un cont, bineînțeles, și îmi fac două vizualizări din start, mi se pare absolut normal,
Că așa sunt eu, narcisist și îmi dau singur like-uri și îmi vizualizez singur materiale, că dacă nu eu, atunci cine? Nu? Sper că v-a plăcut nimicul despre care am vorbit și mai devreme am terminat neregistrat capitolul 4 din Mein Kampf și o să-l pun probabil astăzi, este sâmbătă când postez clipul ăsta, o să-l pun mâine, duminică, da, sau pentru cei care se uită în altă zi, îl postez pe 28, m-am uitat la dată, astăzi este 27 ianuarie, Mein Kampf, capitolul 4, audiobook, pe 28 ianuarie 2024. Dragilor, încă o dată, sper că v-a plăcut nimicul, nu fiți șefi, fiți lideri, nu fiți răi, fiți buni, orice meserie, orice profesie, orice activitate, orice domeniu, orice faceți, este important. Este important în primul rând pentru voi și după aceea este important și pentru societate în ansamblul ei. Pentru că fără unul dintre voi, societatea ar cădea. Este exact ca o roată dințată care își pierde un dinte. Fără acel dinte, înțelegeți? Va fi tot timpul o sincopă. Tot timpul. Tot timpul, până se va rupe alt dinte de la acea sincopă și alt dinte și tot așa, până se vor rupe toți și societatea se va distruge. Fiindcă fără unul nu poate exista celălalt. Și fără celălalt, acel unul ar fi degeaba și s-ar autodistruge la un moment dat. Toți sunteți și toți suntem importanți în ceea ce facem. Asta contează. Atât contează. Fiți mai buni, dragilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați voi un like, un share, un subscribe. Eu v-aș mulțumi mult. Oricum nu câștig nimic de pe urma acestor chestiuni pe care le postez eu pe internet. Deci, măcar așa, de dragul ochelarilor mei. A, și pe 20-29 luni mă tund. O să mă tund o colegă la muncă și o să filmez și o să pun. Fiți mai buni. V-am pupat.